Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Poveștilor, de această dată marțea. De acum întâlnirile noastre vor fi marțea de la ora 18, povești de succes din România, la pupitrul poveștilor, Maria Liliana Oșca. Vom începe în forță cu o invitată, a cărei poveste este foarte cunoscută, Lia Olguța Vasilescu. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit la Canal 33 România! Deputat, senator și primar al Craiovei. Ați câștigat mandat la primăria Craiovei, trei mandate la primăria Craiovei. Oltencele sunt femei puternice, se spune să nu te pui cu ele că sunt aprige. De la cine ați moștenit temperamentul? Nu știu dacă l-am moștenit de la cineva, cert este că tata și-a dorit totdeauna să aibă băieți și nu a avut această plăcere și atunci m-a crescut ca pe un băiat. Adică atunci când eram mică, jucam fotbal, mă băteam cu ceilalți băieți. Cumva, atunci cred că m-am format ca și temperament, dar așa în familia mea nu sunt temperamental, de altfel nici eu nu sunt colerică sau așa cum par la televizor. Sunt foarte mulți cei care mă cunosc și care îmi spun, dacă te urmărim la televizor, ne gândim că ești o femeie foarte rea, foarte adracu. Când te cunoaștem în realitate, vedem că e cu totul altfel. Eu, ca și șef de data asta, ca primar, ca fost ministru, nu am ridicat niciodată tonul la vreunul dintre colegii cu care lucrez, n-a fost nevoie. Totdeauna au înțeles ce au de făcut și știu că a doua oară nu se mai repetă să stăm la aceeași masă dacă nu se întâmplă lucruri. Dar în niciun caz temperamentul meu nu este acela pe care oamenii și-l închipuie. În rest, sunt antrenor de karate, am făcut karate și de acolo mi-am format, dacă vreți, temperamentul bătăios, așa să îmi place să câștig bătăliile. Este adevărat că aveți centura neagră la karate? Da, centura neagră 2, da. Sunt antrenor de karate. Și că ați fost supranumită printre alte lucruri cu care v-ați remarcat în București, bineînțeles că ați progresat, vi s-a pus și acest nume de karatista? Da. Da, cred că în primul mandat la Camera Deputaților mi se spune așa, până să mă cunoască colegii mei după nume, pentru că nu eram foarte cunoscută în Parlament și aduceam aminte că am făcut karate și îmi spuneau așa. Se întâmpla asta undeva la începutul anului 2000, practic ați avut două mandate consecutive, 2000-2004, 2004-2008, o performanță legat de faptul că aveați doar 25 de ani. Așa este. Legat de faptul că veneați din provincie? Am intrat în politică de la vârsta de 16 ani. Am fost președinta organizației de tineret a PRM Dolj, apoi am devenit președinta organizației de tineret la nivel național și purtătorul de cuvânt al partidului și, bineînțeles, deputat cu puțin noroc, e adevărat, pentru că am candidat atunci pe listă pe locul 3, ceea ce era aproape imposibil de obținut mandatul, dar în 2000 PRM-ul a scos un scor foarte bun și atunci am reușit și eu să intru în Parlament. După care al doilea mandat l-am câștigat fiind de locul întâi pe listă, pentru că eram președinta organizației de tineri la nivel național, iar mandatul următor de senator l-am câștigat pe vot uninominal cu 62% și a fost cel mai mare scor electoral din România pentru o femeie. În 2012 am devenit pentru prima dată primar al Craiovei. Am reușit performanța de a-l bate în competiție pe Antonie Solomon, care a fost un primar foarte bun al Craiovei. Și mie mi-a venit greu să cred că se poate întâmpla acest lucru, dar am făcut cu toții un efort foarte mare în campania electorală ca să se întâmple asta, toți cei din PSD ca să recâștigăm primăria Craiovei. În al doilea mandat l-am câștigat în 2016 cu 61% și apoi m-am reîntors în Parlamentul României și am devenit ministru al muncii. Deci, în 2017. Da, cam asta este pe scurt cariera mea profesională. Carieră care se întinde pe o distanță foarte mare, exact cum spuneați, în 1991, fondați până la urmă, sunteți membru fondator al Partidului România, da? Al PRM-ului. Așa este. La Craiova am fost între primii 10 care ne-am pus semnătura pe
actul de constituire a filialei. Pe deci, actul de naștere al filialei. Da. Așa este. Și mai mult decât atât, la 16 ani, aproape 17, v-ați deschis acest drum, practic înaintea facultății. Da, am avut atunci o bursă de studiu în Italia. Se știau foarte puține lucruri despre noi, despre români, și se știau lucruri nu foarte frumoase. Mi-aduc aminte că ne-a întrebat cineva la un moment dat dacă e adevărat că noi trăim în copaci. În italiană se zice albero la copac și albergo la hotel. Și noi am înțeles cu toții că este vorba de hotel. S-a făcut confuzie între cuvinte. Le explicam că nu, noi nu trăim acolo, dar dacă vin, eu știu, rude de ale noastre în oraș sau vizitatori și n-au unde să stea, sunt cazați acolo. Și ne întreba și cum e cineva cu pătură jos sau cum se întâmplă. Atunci ne-am dat seama că e ceva în neregulă și lucrurile astea foarte urâte se știau despre România și cumva în toți cei care eram români acolo s-a aprins flacăra asta a naționalismului. Când ne-am întors în țară, ne-am orientat către Partidul România Mare. Am și o astfel de poveste. Fratele meu este ofițer de marină, navigator, a terminat Institutul de Marină în 1985, respectiv în 1987 a făcut prima cursă cu Bricu Mircea Botezul, uh-huh. Și atunci când a ajuns în prima țară în Maroc, la fel spuneau, România, sărăcia, erau asociați ca o țară săracă, ca o țară de mâna șaptea și a fost un impact foarte mare. Așa. Pentru că noi, cel puțin în comunism, știam că suntem nemaipomeniți, că suntem grânarul Europei, că suntem minunați. Așa este, dar nu eram nici așa cum credeau ei despre noi. Și cumva, până la urmă, eu am rămas naționalistă în continuare, adică și mai mult patriotă locală în ultima perioadă, pentru că vreau foarte mult să se dezvolte orașul meu, dar eu cred că România avem cu ce ne mândri și mai ales că suntem și în această zi, după ziua de 24 ianuarie, cred că pierdem mult în ultima perioadă, tocmai pentru că suntem dezbinați. Cred că ar trebui cu toții să ne gândim că românii sunt un popor vechi, un popor care a dat lumii foarte multe genii. Și este păcat că în ultima perioadă trăim dezbinați de politicieni până la urmă, pentru că ăsta este adevărul. Am avut președinți de țară care atunci când ar fi trebuit să apere doctorii i-au descalificat prin vorbele lor, au vorbit urât despre ei, incitând celelalte categorii împotriva lor, apoi a venit rândul profesorilor, al polițiștilor și așa mai departe. Și am ajuns într-un final să ne urâm român cu român, ceea ce nu mi se pare absolut deloc în regulă. Legat de Craiova și de primărie, aș vrea să spun de la bun început că sunt din Craiova, că sunt din 1990 la Craiova, am buletin de Craiova și poveștile pe care le veți auzi în această seară sunt trecute prin filtrul minții mele, ca și locuitor al orașului Craiova, fără nicio conotație politică, de partid sau de orice altceva. Una dintre emblemele orașului, și sunt multe la Craiova, ar fi Parcul Romanescu, o altă emblemă ar fi stadionul și echipa de fotbal, dar pentru că ați amintit de 24 ianuarie, aș vrea totuși să nu ștergem din istorie un moment fabulos la Craiova, cu un an și două luni înaintea Unirii, s-a jucat Hora Unirii. Da. Hora Unirii, care a și fost transpusă pe pânză de Teodor Aman, în fața colegiului Carol, care este a doua clădire din România, a doua școală din România care s-a înființat, sau din țara românească, mai precis. Este un moment important trăit la Craiova, vorbind despre Parcul Romanescu și despre primarul și omul politic de la vremea aceea, Nicolae Romanescu. Sunt multe povești despre Nicolae Romanescu. Dumneavoastră cumva continuați munca făuritorului aceluia și aș vrea să ne spuneți legat de proiectul Parcul Romanescu, ce ați făcut, ce urmează să mai faceți? Da, e o bună întrebare, mai ales că ne avem o administrație de femei la Craiova. Până luna trecută, când una dintre doamnele viceprimar a devenit prefectul județului Dolj și primăria Craiova era condusă de trei femei, un primar și doi viceprimari. Ne plac foarte mult florile și cred că acest lucru se vede în oraș și vrem să candidăm anul acesta la un concurs destinat parcurilor, celor mai frumoase parcuri din Europa, pentru că avem cu ce ne mândri. Așa cum spunea și dumneavoastră, Parcul Nicolae Romanescu
a fost înființat de acest primar al Craiovei, căruia îi poartă numele. A obținut medalia de aur la Paris pentru cel mai frumos parc natural din Europa. Și, practic, după 100 de ani am reușit să-l refacem. În mandatul meu trecut am accesat fonduri europene, am refăcut toată infrastructura parcului, am refăcut grădina zoologică și urmează ca în perioada următoare să refacem și hipodromul. Pentru că, de asemenea, este un monument clasa A, tot parcul este monument clasa A, dar hipodromul, la vremea lui, era al treilea din Europa ca și importanță după Londra și Paris. Asta ca să ne dăm seama ce viață ducea aristocrația Craiovei. De altfel, Craiova este recunoscut ca orașul celor 100 de bogătași. Erau oameni care aveau la țară moșiile și stăteau pe timpul verii acolo, iar în perioada iernii își construiau case la Craiova și stăteau acolo, dar casele erau construite cu cei mai mari arhitecți ai lumii de la vremea respectivă. Vorbim de arhitectură italiană, preponderent. Da, erau case importante. Nu numai se regăsesc în centrul istoric al Craiovei toate tipurile de arhitectură, arhitecții de la Viena, arhitecți de la Londra, de la Paris, pietrari din Italia. Avem cea mai mare comunitate de italieni din România, tocmai pentru că au rămas de la 1900, când lucrau aceste case în Craiova și, evident, și urmașilor trăiesc tot în orașul nostru. De altfel, după București, suntem al doilea oraș ca și număr de clădiri monument istoric. Am refăcut centrul istoric al Craiovei tot în primul mandat, urmează să-l extindem în perioada următoare, pentru că ați amintit de stadionul de la Craiova, eu zic că este cel mai frumos din România și în 2017 pe un site de specialitate care se referea la toate stadioanele din lume a ieșit al patrulea ca și originalitate a construcției, funcționalitate și frumusețe, ceea ce mi se pare o veste extraordinară. Avem, de altfel, lângă, construit tot în mandatul meu, început în mandatul meu de primar, primul mandat și apoi continuat de primarul Genoiu, singurul stadion de atletism din România care este omologat pentru competiții internaționale. Și ne-am gândit că dacă tot acest complex sportiv care are și o sală polivalentă este foarte aproape de piața veche a orașului, prima piață, dacă vreți, din orașul Craiova, care era un important nod între Caracal, Vâlcea, Drobeta, Turnu Severin, acum peste 100 de ani. Acolo vrem să facem un fan zone, o zonă destinată fanilor echipelor sportive care se strângă acolo la restaurantele din zonă și să pornească în colonații către stadioane la competiții. Și bineînțeles că tot în zona respectivă ne propunem să construim un complex olimpic. Pentru că prin programul de guvernare acest guvern și-a asumat construcția a 5 complexe olimpice în România. Ne dorim ca unul dintre ele să fie la Craiova. Va fi extraordinar de frumos cu o zonă futuristă de data aceasta, adică dacă avem zona de la Belle Époque, de acum 100-150 de ani, care s-a conservat extraordinar de bine și arată foarte frumos. Centru vechi. Da, centru vechi. Ne dorim ca imediat în continuarea acestui centru vechi să avem o arhitectură futuristă, ceva foarte frumos care nu există în România deocamdată în alte orașe și vrem să fim noi primii care deschidem acest drum. Spuneați că stadionul este cel mai frumos din țară. Nu știu sigur acest lucru, dar cu siguranță echipa Craiovei este foarte iubită, este una dintre cele mai iubite și care are o galerie senzațională. Da, să știți că nu trebuie să vă fie frică să spuneți că e cel mai frumos din România, pentru că nu o să ne conteste nimeni. E un proiect la care s-a lucrat foarte mult, de altfel am schimbat 3 proiecte până să ajungem la acest stadion, pentru că fie era unul foarte frumos, dar costa 200 de milioane de euro și era evident că niciodată statul român o să-și permită asemenea sume de bani, fie a ajuns la noi cu un proiect care semăna așa ca și cum ar fi fost o oală, un capac și pe care l-am respins pentru că nu ne-a
plăcut și aceasta a fost a treia variantă de, în formă de ou al lui Brâncuș, pentru că să nu uităm, Brâncuș este totuși oltean din Târgu Jiu, geniul zonei și pare ca o sală de teatru peste care cade o cortină. Deci stadionul este foarte frumos și m-am uitat ce s-a construit în ultimii ani în România, stadioane funcționale, într-adevăr, dar nu la nivelul estetic al Craiovei. Asta poate și pentru că ne-am uitat de fiecare dată pe proiecte. Să știți că îmi place să lucrez cu femei tocmai pentru că au ochiul format pentru partea estetică. Adică altfel arată un parc unde o femeie și-a adus aportul. Altfel este curățenia în oraș dacă este supravegheată de ochiul femeilor. Am mers cu colegi de la Salubritate pe teren și le spuneam, mi se pare murdar orașul. Și spuneau, acum am trecut, doamna primar, și am măturat. Și zic, uitați-vă la bordura acolo. Niciodată un bărbat nu are ochiul format pe ceea ce înseamnă partea de estetică a orașului așa cum are o femeie. Că amintați de partea asta de parc și de flori, eu nu vreau să pierd ocazia și răpesc un minut din această emisiune să-i mulțumesc unei doamne speciale, Rela Filip de la Craiova. Nu are nicio legătură cu primăria și cu funcția politică. Ori de câte ori merg la Craiova, mă bucur de florile acelea minunate și dacă vreau să ofer cuiva un coș important sau flori deosebite, apelez la o bună prietenă de la Sere pe care o salut și căreia îi mulțumesc în mod special pentru coșurile minunate pe care le face acolo la Craiova. Și ca să mă credeți că nu este o poveste și sunt lucruri consemnate de președinți europeni și de oameni care au traversat Craiova, chiar Charles de Gaulle spunea atunci când a sosit în România, l-am cunoscut pe Nicolae Romanescu și vreau să vizitez Parcul Romanescu. Nicolae Romanescu a studiat dintre altele și la Paris, l-a cunoscut pe Charles de Gaulle și la vizita președintelui în România a cerut expres să viziteze Parcul Romanescu. Așa este. Cu alte cuvinte, despre Craiova sunt povești de-a lungul istoriei și lucruri care nu pot fi uitate. Așa este, avem un oraș foarte frumos cu care ne mândrim și eu zic că toate eforturile pe care le facem și în următoarea perioadă sunt tot pentru a dezvolta orașul și în partea economică, nu numai pe partea estetică, dar vreau să vă spun că anul acesta vom avea un nou parc pentru adolescenții cu skatepark și pentru copii și părinți. Eu zic că va fi unicat în Europa și rămâne să vă convingeți de acest lucru undeva la sfârșitul anului când se va definitiva practic reabilitarea acestui parc. Avem încă două parcuri noi care se vor construi, se vor amenaja, că nu putem să spunem construi, cu finanțare europeană. Este vorba de fosta groapă de gunoi a orașului care va deveni un parc și de asemenea o baltă Cernele care iarăși va deveni un parc. Iar începând de anul acesta am dat drumul la o temă de proiectare pentru Dracula Park și suntem absolut convinși că orașul nostru va deveni un important punct turistic. Ne-am convins cu toții, erau mulți care râdeau de faptul că orașul Craiova poate să devină interesant pentru turiști. Ne fiind poziționat cumva nici cu ieșire la mare, nici la munte, oraș de câmpie. Dar s-au convins cu ocazia Târgului de Crăciun, când am reușit să ne clasăm pe locul 6 în Europa ca și cel mai frumos târg de Crăciun și să avem un număr impresionant de turiști. S-a vorbit foarte mult despre acest târg, s-au văzut imagini, cu alte cuvinte, putem dovedi că a fost un târg senzațional. Exact. În condiții de pandemie, craiovenii s-au bucurat foarte tare și chiar știu că au ieșit pe străzi și a fost o bucurie generală pe care au primit-o așa în dar de sărbători. Vreau să trecem la întrebări și sunt întrebări de la privitorii emisiunii mele și mă întreabă unul dintre privitori dacă s-a gândit doamna Lia Olguța Vasilescu să aducă mai mulți investitori IT în oraș. M-am gândit eu că probabil se gândește la Cluj, care are dezvoltat foarte mult IT-ul. Da, ne-am dezvoltat până acum 3 parcuri industriale. Unul este plin complet,
în sensul că sunt semnate contracte pentru fiecare bucățică de teren. Al doilea, pentru care avem deja scrisori de intenție și putem să-l considerăm plin, pentru că acum se încheie formalitățile de documente. Și un al treilea parc pe care vrem de acum să-l dezvoltăm pe unul dintre terenurile care aparțin statului și în cazul acesta facem demersuri, pentru că investitorii trebuie atrași în zonă doar în momentul în care ai ce să le oferi. Și noi în parcurile noastre industriale am făcut niște oferte care nu există în Uniunea Europeană. În sensul că prețul la teren este 0,1 euro pe metru pătrat, deci un cent pe metru pătrat ca și chirie, nu se plătesc taxe locale, autorizațiile de construcție nu costă absolut nimic, se trag utilitățile de către municipalitate. Practic este aproape totul gratis. Important adică este foarte multe facilități. Foarte multe facilități care nu se găsesc pe nicăieri în Europa. Și ne dorim foarte mult ca să dezvoltăm un proiect inclusiv cu un partener foarte serios, Power Cluster, care construiește cel mai mare centru de date din Uniunea Europeană la Craiova. Este de 3 ori mai mare decât cel de la Frankfurt, care era considerat cel mai mare din Uniunea Europeană. Asta ca să înțelegem că deja industria IT se mută la Craiova. Doamne ajută! O altă întrebare de la un alt privitor ar fi dacă știut fiind faptul că Craiova este un oraș industrial, centru universitar, dacă s-a gândit să facă un muzeu al științei și tehnicii la Craiova? Bine, există un muzeu al științelor naturale la Craiova și există un muzeu al apei pe care ne gândim să-l finanțăm în perioada următoare pe fonduri europene. Dar nu știu dacă se referă bine telespectatorul dumneavoastră la neapărat un muzeu. Pentru că ne dorim într-adevăr să facem un centru la care copiii să poată să vină chiar în timpul orelor și să facă tot felul adică de experimente. Adică cu o destinație cumva activă. Da, exact. Nu cu destinație doar de vizită muzeu. Exact. Ca să poată să facă experimente pur și simplu acolo. Am luat deja în calcul acest lucru, avem și locația, urmează tot să fie fonduri europene. Interactiv, să fie ceva activitate. Da, să fie clasele, eu știu, poate nu fiecare școală își permite profesorul să facă experimentele de la chimie sau cel de la fizică și atunci trebuie să aibă un spațiu în care acestea să poată să fie făcute la cel mai înalt nivel. Probabil ca primar și nu numai, nu aveți cum să împăcați pe toată lumea. Sunt și cartiere și zone care au nevoie încă de îmbunătățire și de așa lucruri este, care pot fi schimbate. Ne referim aici la zona de la bariera Vâlcii. Încă mai sunt probleme? Nu numai, dar vreau să vă spun un lucru apropo de periferie. În primul mandat, când am devenit primar, am promis că în momentul în care îmi voi încheia mandatul, nicio gospodărie din Craiova nu va mai rămâne neracordată la rețeaua de apă, ceea ce s-a întâmplat. Deși, cred că în jur de 40% din gospodăriile din Craiova nu erau racordate la rețeaua de apă. Anul acesta am început deja, nu anul trecut, am început deja să lucrăm la rețeaua de canalizare. Deja 50% din contract este lucrat, pentru că vrem să racordăm tot municipiul Craiova la canalizare. Și am promis că acest lucru se va întâmpla în mandatul meu și se va întâmpla. Mai mult decât atât, avem cel mai mare contract din Uniunea Europeană de aducțiune de apă și canalizare, 450 de milioane de euro, pentru că îmi doresc ca la sfârșitul anului 2023 toată Craiova să fie alimentată la robinet cu apă de la Izvarna. Adică aducem o conductă de la peste 100 de kilometri de orașul Craiova, direct din munte, ca să racordăm toată Craiova la apă de izvor. Deci toate lucrurile astea se vor întâmpla. Evident că deja am început să asfaltăm în zonele unde s-au introdus toate utilitățile și vom continua astfel încât la sfârșitul mandatului să nu mai avem niciun fel de surprize de genul acesta neplăcute pe timpul iernii mai ales. Obișnuiați să faceți campanie pe toate străzile din Craiova, în cizme și nu știu dacă demonstrativ.
Am prietene care locuiesc în bariera Vâlcii, este o stradă destul de cunoscută, care avea această suferință. Nu exista asfalt. Ați făcut o promisiune. V-ați ținut-o sau nu? Da, am făcut-o și n-am ținut-o. Evident, și se lucrează în continuare. Din păcate, acum nu ne mai permite timpul pentru că este iarnă. Din cauza asta n-am oprit, dar din luna martie, când ne lasă vremea, încercăm iarăși și pe zonele de periferie să intrăm cu asfalt. Eu vă garantez că în 2024 Craiova va avea o altă față, exact cum s-a întâmplat în mandatul meu trecut, din anul 2012, când am devenit prima oară primar, până în 2016. Cei care au vizitat orașul Craiova spuneau la final de mandat, e alt oraș, pentru că într-adevăr s-a investit foarte mult și am lucrat mult pe partea de estetică a orașului. De data aceasta, având și fondurile europene la dispoziție în ceea ce privește utilitățile, vrem să creștem foarte mult gradul de civilizație în oraș. Că vorbeam despre cartierul Bariera Vâlcii. Acolo aș vrea să spunem și acest adevăr. S-a construit fără certificat de urbanism, fără nomenclator stradal și a fost aproape imposibil să schimbăm acolo ceva. Și o spun... De asemenea, nefiind ancorată politic în niciun partid, am lucrat la o firmă de proiectare în Craiova. Șefa mea de atunci mă trimitea la dezbenzinare să fac schema locului și era pur și simplu dezastru. Neștiind niciodată că o să ajung să povestesc despre acest lucru. Nu o să promit niciodată craiovenilor că toate străzile din Craiova vor fi asfaltate la finalul mandatului meu. Și vă spun de ce. Pentru că sunt străzi, așa zis străzi, sunt de fapt niște alei care nici măcar alei nu se pot numi, pe care noi nu putem să intrăm nici măcar cu finisorul, pentru că nu au un metru și jumătate lățime. Deci e clar că acolo nu se vor face niciodată investiții. A, dacă oamenii vor înțelege că trebuie să-și mute gardurile, atunci nu va fi niciun fel de problemă. Să știți că sunt foarte mulți cetățeni care au început să doneze terenuri municipalității, tocmai pentru că au văzut că pe strada de lângă s-au introdus toate utilitățile, și lor nu li s-au introdus. Și își puneau întrebarea de ce. Și le-am explicat. Atâta timp cât nu există în patrimoniul nostru, nu putem să facem niciun demers pentru voi. Au înțeles și au început să le doneze. Dacă... Sunt multe proprietăți acolo cu servitute, ca să înțeleagă cei care nu cunosc Craiova. Sunt străzi, într-adevăr, foarte înguste. Alea 3, alea 4 pentru o anume stradă din cartier. Și pentru că vrem să spunem și lucrurile mai puțin bune de la Craiova, avem și o stradă celebră și cu multe probleme, Râului. Ce probleme avem acolo în cartier? Bun, strada Râului este casetată partea care aparține de Craiova, tot pe mandatul meu. Am găsit acolo, era o groapă de gunoi, între timp s-a asfaltat, s-a casetat, dar este o prelungire care până acum o lună de zile era pe raza localității Podari. Și am reușit să ne înțelegem cu primăria Podari, astfel încât terenul respectiv să se transfere la Craiova ca să putem să facem investiții în el. Deci și acolo va fi casetat restul canalului și asfaltat pe ambele părți ale canalului respectiv. Deci va arăta cel puțin cum arată și în zona de pe teritoriul Craiovei. În acel moment putem spune că nu arată deloc bine. În acest timp putem să spunem că nu arată deloc bine pentru că n-a fost pe teritoriul Craiovei. Numai lucruri bune și frumoase despre Craiova. Da, așa este. Să pun și ultima întrebare de la unul din telespectatori, care ne întreabă de tot o chestiune importantă pentru craioveni și nu numai, dacă are de gând să facă lobby la București pentru materializarea cât mai repede a drumului expres și modernizarea căii ferate, care este jalnică la acest moment. Păi drumul expres cred că nu se începea fără mine în guvern, fără colegii mei parlamentari de Dolj, pentru că în anul 2017 noi am fost cei care am deblocat acest proiect. A durat o perioadă nepermis de mare, până în anul 2019, până s-au finalizat licitațiile și contestațiile din instanță. Și ca să vă faceți o idee despre cum funcționează justiția din România, au fost 4 tronsoane de drum care s-au scos la licitație. Toate 4 au fost contestate de o firmă care nici măcar nu participase la licitație. Pentru 2, instanța după 2 ani de zile ne-a spus e ok licitația, puteți trece la execuție, pentru alte 2 a spus aceeași instanță că trebuie reluată procedura. Deci e incredibil ceea ce s-a întâmplat și cât de mult se tergiversează în general în România toate aceste lucrări de infrastructură, nu înțeleg în interesul cui.
Dar cu certitudine a demarat acest proiect, drumul expres Pitești-Craiova, nu mai poate să-l oprească niciun guvern, de altfel el se finanțează, se lucrează la el. Au fost atribuite și ultimele două loturi, cele care vă spuneam, instanța a decis că trebuie să fie reluată procedura pe ele și din acest moment eu nu văd niciun fel de problemă pentru a se finaliza într-o perioadă, eu știu, destul de scurtă. Undeva în câteva luni, primele două tronsoane care sunt pe raza teritorială a județelor Dolj și o parte din Olt și apoi încă un an și jumătate, 2 ani pentru celelalte două tronsoane. Dar pe noi, craiovenii, cel mai mult ne deranjau orașele Balș și Slatina. Prin nu Caracal. Balș, nu, pentru că atunci când mergem spre București trecem prin aceste două orașe care nu aveau centuri și în Balș mi s-a întâmplat de foarte multe ori să stau între 45 și 54 de minute și vorbim totuși despre 3 km de drum, nu mai mult. Adică aproape o oră ca să parcurgi 3 km. Dar vestea bună este tot suferim la Balș, toată lumea are o problemă. Într-un timp foarte scurt, adică până în primăvară vom avea centurile pentru cele două orașe și atunci drumul nostru va fi mult mai scurt către București. Iar în ceea ce privește calea ferată, vreau să vă spun că am făcut nenumărate demersuri până acum. Din păcate, pe PNRR nu s-au alocat foarte mulți bani pentru această zonă a Olteniei. Am făcut demersuri inclusiv la noul ministru al transporturilor, astfel încât să putem să rezolvăm și această problemă, pentru că ne-am înțeles foarte exact, orașul nu se poate dezvolta dacă nu are infrastructură. Sunt unii care ne compară cu orașele din Ardeal care sunt la 50 de kilometri de graniță, unde se intră imediat în rețeaua de autostrăzi din Ungaria, de exemplu, și bineînțeles că investitorul preferă să se așeze acolo decât să vină până la Craiova, unde știe că nu are o infrastructură bine pusă la punct. Dar acest lucru eu sper că se va regla în perioada următoare, cu atât mai mult cu cât zilele acestea a început refacerea drumului Alexandria-Craiova și iarăși discutăm despre Craiova-Lugoș, astfel încât să avem autostradă până la ieșirea din țară, până la Timișoara. Dar și aici s-a produs un lucru inimaginabil pentru noi, adică fostul ministru al transporturilor, domnul Drulă, a semnat un contract ca partea de studiu de fezabilitate și execuție să dureze 6 ani de zile, ceea ce este enorm. Infernal. Este infernal, așa cum s-a întâmplat pe Comarni Brașov, unde a semnat pentru 108 luni, care înseamnă că abia în 10 ani drumul respectiv va fi gata. Eu n-am reușit niciodată să înțeleg de ce au dat asemenea termene, în condițiile în care orice firmă poate să ducă un astfel de drum, că altfel bănuiesc că n-ar participa la licitație, nu? În maxim 2 ani de zile, cu tot ceea ce înseamnă partea de documentație. Dar părerea mea este că s-a dorit în continuare blocarea acestei zone. Am discutat și cu ministrul transporturilor ca să vedem ce soluție găsește, pentru că este semnat deja contractul pentru Craiova-Lugoș, astfel încât termenul să fie mult mai... Și să ne bucurăm în viața asta de drumurile expres. Noi, oamenii, trăim aici și acum, oamenii nu au răbdare. Vreau să ne referim la perioada în care ați avut mandat de ministru, pentru că pe mandatul dumneavoastră s-a implementat legea salarizării, unde a venit această lege cu lucruri foarte importante. Sunt și oameni foarte mulțumiți, sunt încă nemulțumiți și o să abordăm cele două probleme. Chestiunea pentru care a fost foarte apreciată a fost partea medicală. Medicii au la momentul ăsta salarii europene și sunt pensiile militare, de la care am deja una dintre întrebări. Vreau să vorbim despre perioada aceasta în care a fost ministru și ce s-a întâmplat cu această lege și cum a spus-o în aplicare. Bun, acum, ca să vă spun un lucru, să știți că toți ar trebui să fie mulțumiți de această lege. Din păcate, ea s-a aplicat doar pe jumătate până în acest moment, pentru că salariile doctorilor
Noi în anul 2018 le-am adus la nivelul anului 2022. Din cauza asta a fost discrepanța aceasta foarte mare. Dar a trebuit să luăm această măsură pentru că plecau toți medicii din România și ne-am dat seama că sunt lanterna roșie a României, că dacă nu luăm o măsură urgentă, ajungem să avem spitalele goale. În schimb, salariile și ale celorlalți bugetari sunt gândite ca să se ducă până în 2022 să aibă creșteri. Din păcate, însă, în ultimii 2 ani de zile nu s-au mai dat creșterile de 25% prin diferență. N-am văzut niciun sindicat în stradă, n-a comentat absolut nimeni că au fost înghețate salariile, așa încât unii au rămas la nivel de 2018, alții sunt la nivel de 2022. Dar Guvernul României și Ministerul Muncii și-a asumat ca în 120 de zile să prezinte un nou calendar pentru aplicarea legii salarizării, astfel încât și profesorii să ajungă la nivelul anului 2022, și polițiștii, și militarii, și așa mai departe. Și pentru că ați deschis subiectul pensiilor militare, știu care este... Da, chiar vreau să spun numele persoanei, este de acord, îl cheamă Cornel Malcoci, este cumva din zona Vaslui și spune așa: m-am întâlnit cu doamna Lia Olguța Vasilescu de 2 ori când era la PRM și eu am candidat la consilier local la Vaslui, ne-a invitat la București domnul Vadim Tudor și așa am cunoscut-o. Să o întrebați cum vede repararea discrepanțelor la pensiile civile, dar mai ales la ale noastre militare, deoarece pe legea dânsei pensiile noastre nu au mai crescut pe grad și funcție, ci doar pe inflație din 2010. Da, vedeți, este o necunoaștere totală a ceea ce s-a întâmplat în anul 2018. Eu, ca ministru al muncii, nu aveam nicio cădere să intervin în pensiile militare, pentru că există două case sectoriale de pensii, una a polițiștilor, care este în subordinea mea aici, și una a armatei, care este în subordinea Ministerului Apărării Naționale. În momentul în care am lucrat la legea salarizării, am avut într-adevăr tangență cu salariile celor din apărare și ordine publică. Ce am constatat la vremea respectivă? Că soldele soldaților erau foarte mici, adică erau sub salariul minim pe economie. Și am întrebat cum este posibil așa ceva. De la nivelul Ministerului Apărării mi s-a pus frână: lăsați-ne nouă salariile așa. Și am spus: nu am cum să las salariile așa, pentru că în tot mediul bugetar vor crește salariile și automat vor crește și soldele soldaților. Ca până într-un moment să aflu că de fapt sperietura celor din Ministerul Apărării era să nu se întâmple ceva cu pensiile militare. De ce? Pensiile militare se calculează diferit de cele pe contributivitate, în sensul că dacă ai lucrat în sistemul militar un număr de ani, doar ultimele 6 luni ți se ia în calcul și se face o medie cu 85% primești pensie din media celor 6 luni. Și automat s-au gândit că atunci va crește bugetul pentru pensiile militare și vor avea probleme. S-a făcut o ordonanță de urgență care a dus la tot ceea ce însemna pensiile speciale, în care, și mă refer la pensii speciale, de ce intră și pensiile militare în această categorie? Pentru că nu se referă la legea pensiilor cu pensiile pe contributivitate, adică sunt pensii militare, pensiile de serviciu ale aviatorilor, ale magistraților, ale grefierilor, ale parlamentarilor la vremea respectivă, acum parlamentarii nu mai au această pensie. S-a făcut o ordonanță de urgență prin care s-a stabilit la vremea respectivă plafonarea tuturor acestor pensii. În schimb, eu n-am avut niciun fel de legătură cu pensiile militare. Faptul că am ieșit ca ministru și am vorbit despre această ordonanță de urgență i-a făcut pe toți militarii să creadă că este ordonanța mea de urgență. Exact. Ordonanța dumneavoastră. Dar pentru militar, la vremea respectivă, a semnat ministru Țuțuian. N-avea nicio legătură Olguța Vasilescu, pentru că n-avea ce să vezi casa sectorială a pensiilor în subordine. Deci de 3 ani de zile tot încerc să explic că și-au canalizat greșitura, pentru că... Doamna primar, vreau să vă spun că suntem pe ultimul minut de emisiune, vreau să o terminăm totuși într-o notă veselă și să ne povestiți un pic întâmplarea cu Dudul de la Craiova. Mi se pare foarte drăguț, în sensul că indiferent cât de tenace ai fi, cât de determinat, cât de serios încerci să fii, indiferent din ce partid, nu o să mulțumești niciodată pe toți locuitorii unui oraș.
Da, aici am avut o situație specială, în sensul că un cetățean a venit de foarte multe ori la primărie, nemulțumit de faptul că are un dud în fața scării de bloc și că de fiecare dată când intră în casă face mizerie pentru că le ia pe picioare și le duce în casă. Trebuie neapărat să-i tăiem dudul. Până la urmă, exasperată fiind de cetățeanul respectiv, am trimis pe cei de la REA de PFL, merge și tăiați dudul, să terminăm odată povestea asta. După care a doua zi, manifestație în stradă în fața dudului respectiv sau a rădăcinii care mai rămăsese din dud. Cine era în fruntea acestei manifestații? Chiar cetățeanul respectiv. De ce s-a tăiat dudul? Păi n-ai spus, domnule, dumneata să ți-l tai. Păi da, da, între timp mi-am dat seama că nu face umbră. Că, atunci nu, că nu mai are umbră. Da, că nu mai am umbră. Și atunci am înțeles că nu poți niciodată să mulțumești pe toată lumea, ba mai mult că un cetățean poate să fie pentru același lucru și mulțumit și nemulțumit. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la povești de succes din România și privitorilor mei le reamintesc că ne vom vedea în fiecare marți de acum de la ora 18 și deviza noastră este credeți, visați, sperați și visul vostru se poate împlini. Am avut încă o dată în studioul poveștilor o femeie, singura femeie primară a municipiului Craiova, o femeie care a fost ministru și cu siguranță Lia Volcuța Vasilescu este un politician care și-a îndeplinit cumva până la urmă visul. Mulțumesc foarte mult de invitație. Numai bine, la revedere!